Salut, tineri de pe internet! Mă numesc Victor Apărător, iar tu urmărești emisiunea Păzește-te! Emisiunea Păzește-te vine să ne apere pe noi de publicitate electorală ascunsă, mai ales pe Facebook. Astăzi vom lua drept exemplu 3 pagini de pe Facebook, care prin conținutul lor sunt foarte apropiate Partidului Democrat. Dar nu știu de ce nu vor să recunoască asta. Vă uci, bleați, vă-i rușine! Și mie mi-ar fi! Prima pagină pe care o abordăm este Telegraf Moldova, o pagină care se auto-intitulează de știri. Și încă și Telegraf Moldova. Bledi, voi și aici n-aveți inspirații. Chiar și asta transferați. Telegraf la britanici. Fuuu. Trăim vremuri minunate, dragi prieteni, și acum pe Facebook există butonul Info and Ads. Informații și publicitate. Acolo unde apeși și se vede când a fost creată pagina, dacă denumirea paginii s-a schimbat și dacă sunt reclame active pe pagine. Ia să vedem pentru ce țară sunt. Pentru Moldova, de la Telegraf Moldova? Hai să vedem ce reclame sunt active. Pentru ce au plătit bani aceste pagine apropiate Partidului Democrat? Pentru o postare în care e Maia Sandu și declarațiile din 2016, după asta declarații din 2018. În primul rând zice la prezidențiale, Maia Sandu la prezidențiale zice, noi nu venim să vă promitem salarii. În 2018 vine să zică că vrem să creștem salariile, ceva neconcordanță. Dar noi ce suntem? Dunduluci, bleați! De ce ea la prezidențiale ar fi promis creștere de salarii? Ce are președintele cu creștere de salarii? Bă! Vine trenul! Pizdec în logica celor de la PD. Dar ce să-i faci? Haide, radii interesați, să dăm click pe acest video. O, bana, la comentarii, la rubrica comentarii. Ce dragoste aici, ia uite. De exemplu, Victor Grigoriu. Pidarasca dracului de mincinoasă. Asta ce-i? Comentariu. Dar cine este sursa? Probabil vreun om real, enervat. Cine este Victor Grigoriu? Hai să vedem. Victor Grigoriu. Opana, prima postare despre Ion Tierguță din blocul acum. Ioperne! Victor Grigoriu totuși pare fi om real independent. Hai de exemplu, la poză să ne uităm câte poze cu dânsul are Victor Grigoriu pe Facebook. Put! La poză. Prima poză. Blocul acum. Năstase. Un pricol ceva acolo, Plahotniuc, salarii, Maia Sandu, Năstase, Țicu, din blocul acum. Un pricol, platforma, Năstase, un pricol, pricol, platforma, Năstase. Ce înseamnă asta, dragi prieteni? Ce concluzii noi putem să tragem? Concluzii încă de vreme tragem. Hai să mergem la o următoare pagină. Mie, de exemplu, pe Facebook, tare îmi plac pricoale. Eu intru, caut acolo. De exemplu, merge un ciubacioc, se închede că de o banană. Pizdic jos! Toată lumea râde. Mie îmi plac pricoale. Și ea că întrem pe pagina de pricoale, Times New Moldovan. Tare originale pricoale. Întâta ziua... Mordiris. La Info and Ads, la informații și publicitate, ce este scris aici? Alegem țara pentru care sunt publicități și ce publicități sunt? Momentul acela când îl auzi pe prostul satului, spunem prostii, prostul satului, o pagină dedicată lui Andrei Năstase și un video dedicat lui Andrei Năstase, sponsorizat de Times New Moldovan. Minunat! Dar acum vă propun încă o pagină, o descoperire recentă, acolo unde la butonul Info on Ads descoperim ceva pur și simplu fulminant care ne dă jos. Pagina se numește Pohui. Cui din ziua de azi nu-i pohui? Toți se vor regăsi în acest titlu, mai ales acolo. Carlos, jeans pe coperte, totul prikoale. Ia uite prima postare ce. Если соседка приходит за солью, то возможно ей нужен и перец. А-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Оба-на, машина пиомет, тото са топит, да машина пиомет. А-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Дала Info on Ads ce scrie? Дам клик, Info on Ads. Sunt publicități, deja știm sigur că sunt publicități, dar hai mai întâi puțin, nu trădeți acela pricol. Ne uităm la publicități, hai să zicem, pe Moldova publicitatea e cu blocul acum, deci ședință la blocul acum. Ce vom face dacă acum câștigă alegerile? Ne vom muta să trăim în Germania, mai bine să cerem mai multe credite de la UE, poate ne gândim la popor un pic? Pizdic aruncat pe geam omul care zice și ne gândim la popor un pic. Publicitatea împotriva blocului acum, realistă, nerealistă, putem să râdem, nu? Dar cel mai interesant, cum v-am promis, uitați-vă în partea dreaptă ce scrie. Page information, informații despre pagină. Când a fost creată pagina?
pe noiembrie 26 noiembrie 2012, scuzați-o, văd rău, îmbătrânesc droguri în alta. Previously named, deci cum s-a numit înainte pagina? Pagina s-a numit și vopșe, și vopșe, dar mai este istorie. De să dăm click să ne uităm. Pagina s-a numit în 2013, pohui, în 2013 vopșe, în 2013 vopșe, în 2013 vopșe, dar prima denumire a paginii este Liga Tinerilor. Dragi prieteni, aceasta, bineînțeles, că nu este o investigație de la publică. Aceasta este emisiunea Pezește-te, care vine să ne apere pe noi de gunoiul electoral, nevăzut, nedeclarat. Ce, bleat, nici nu se scarcă într-un loc să afle de unde bani pentru așa ceva pe Facebook, pentru că asta nu-i reglementat. Dar cine să-și bată capul de asta? La TV otrăjim oamenii, în sate otrăjim oamenii cu broșuri și concerte electorale, dar muși pe Facebook, cine se controlează asta? Dragii mei, uitați-vă la această schemă minunată. Mark Zuckerberg îmbogățește, reclama la cap te tâmpește, dar pe demeu crește. Păziți-vă, dragii mei, mai ales în campanie electorală de acest octopus periculos audiovizual. Dacă vi se întâmplă să vedeți așa ceva în cale, raportați, dați-vă într-o parte, fugiți, alergați-vă și clătiți-vă cu ceva peroxid să vă dezinfectați. Eu sunt al vostru Victor, cum am zis, mă cheamă Victor Apărător și voi ați urmărit emisiunea Pezește-te! Mulțumesc și eu dumneavoastră tuturor care au fost aici foarte activi, ne-au susținut prin lozinci, cu prezența, dar și celor care au întins această horă frumoasă aici și acestor minunați copilași.